Acest weekend, Centrul Cultural Vatra a organizat un concert pentru copii. Cei prezenți s-au distrat și s-au încărcat cu energie pozitivă pentru întreaga vară. Pe tot parcursul carnavalului au fost organizate o mulțime de activități pentru copii de toate vârstele. Jocuri, ateliere de pictură, concursuri, concerte ale tinerilor talente, toate realizate pentru distracția copiilor. E o organizare foarte bună, copiii se simt excelent. Bravo vouă! Mai multe să faci pentru copii. Vremea frumoasă a adus la Vatra o mulțime de familii care au ales să-și petreacă timpul în sânul naturii. Mă simt bine, fericită, foarte bine și abia aștept să mergem la topogană să mă distrez cu mami. Sute de copii însoțiți de părinți și bunici au profitat din plin de acest weekend. Acolo sunt desene pentru copii cu praf. Și le-a plăcut acolo la bătută și zic, normal, frate, înghețată, ca de obicei. Mi-a plăcut când am sărit pe tramolina. Am mâncat o gogoașă cu pudră. Surpriza acestui carnaval a fost Cleopatra Stratan, care a cântat și împreună cu tatăl său, Pavel Stratan.